Doamnelor și domnilor, bine ați revenit la Centrul Cultural. Eu am convingerea că va fi o după-amiază nu reușită, reușită ține de lumea aceasta, va fi o după-amiază de poveste. Pentru că din poveste și de poveste este și invitatul nostru. În premieră absolută la Centrul Cultural din Pitești, Arsen Arzumanian. Autorul acestor două cărți. 300 de bancuri cu Radio Erevan și limba armeană fără profesor. Da? Am convenit cu Arsen că îmi dă voie să-l prezint așa cum simte inima mea. Prin urmare, gândindu-mă eu, înainte cu vreo oră de a începe de acțiunea noastră, înainte de întâlnire, cam cum ar trebui să-l prezint eu pe Arsen Arzumanian, pe care l-am văzut de 3 ori în viață până acum, dar de fiecare dată a fost ca și când ne revedeam, da? Asta spune ceva, probabil. Gândindu-mă eu cum să-l prezint, mi-am zis că cărțile, chiar cărțile pe care le lansează, trebuie să-mi fie ghizi. Și o să vedeți de ce. Arsen este armean jet by jet, de 8 ani în România. În clipa în care a venit în România, știa doar câteva cuvinte românești și pe acelea învățate grație internetului. În Erevan, la el acasă, a absolvit Facultatea de Relații Internaționale, da? Deci este licențiat în zona aceasta. În România, venind aici, probabil și pentru că avea nevoie să învețe foarte bine limba, a reușit să termine Facultatea de Limbi și Literaturii Străine. Are așadar 2 licențe. În plus, și trebuie să-l felicităm, este doctor în științe politice. Da? Deci uitați-vă ce cărturar avem în fața ochilor și începe povestea mea, care este o paralelă de fapt, la vârsta de 30 de ani. În aprilie, dacă nu mă înșel, în ziua de 24 aprilie, în primăvara aceasta, Arsen a împlinit 30 de ani. La 30 de ani să reușești atâtea în zona aceasta, în registrul acesta al cărții, al culturii, al demersului de tip enciclopedic până la urmă, asta spune ceva și despre mintea și despre determinarea celui pe care îl avem în față. În plus de asta, Arsen vine dintr-o cultură foarte veche. Erevanul, am înțeles că este unul dintre puținele, foarte puținele orașe din lume care au fost locuite în mod permanent. Și asta ne spune ceva despre legătura acestui neam cu pământul, cu locurile, despre un anumit tip de fidelitate care seamănă cu fidelitatea pietrei, cu fidelitatea copacului până la urmă, a rădăcinii adânci, indiferent de ce factură este rădăcina aceea. Uitați-vă la ochii lui Arsen. Ochii sunt al doilea capitol din povestea mea, așa cum am ales eu să vă spun povestea. Ochii unui bărbat tânăr de 30 de ani, care s-a născut în societatea de consum, trăim pe o planetă de consum, dar care, dacă sunt priviți cu atenție, mai ales când nu se știe el privit, spun povestea unui neam. Arsen este și vesel, pentru că este o natură care se lipește imediat de oameni, dar este și extrem de nostalgic. Toți armenii au această nostalgie întipărită pe trăsăturile feței. Sunt oameni care, știți cum spune povestea, cu un ochi râd, cu celălalt plâng. Mai ales armenii care vin din Armenia și care s-au născut într-o Armenie care și-a trăit istoric toate suferințele și toate dorurile. N-a venit singur, a venit cu 2 prieteni. Cu Mariam, nu greșesc, n-am greșit, 25 de ani, este armeancă, știe foarte puțin românește, în sensul că înțelege românește, nu se poate exprima așa cum și-ar dori să se exprime încă în limba română. Uitați-vă ce fată frumoasă este Mariam. Și, de asemenea, Vace, am zis bine, se ortografiază V-A-C-H-E, da? Te rog să te ridici. Un alt armean destoinic. El are numai 23 de ani și este de 4-5 ani în România? 6. De 6 ani în România, știe deja românește. Mulțumesc frumos! Deci, iată ce tineret special este printre noi, se naște în Armenia, reușește să treacă dincolo de hotare și reușește cumva să trimită, eu știu,
porumbei călători care să dea de știre în univers că există încă un popor care își apără ființa cu toate puterile. Aceasta ar fi povestea care ține de prezent și de un trecut la rândul lui cu bătaie către eternitate a invitatului nostru. Despre cărți acum câteva cuvinte. 300 de bancuri cu Radio Erevan. Este vorba despre o antologie aici, de fapt, de bancuri, pe care Arsen le-a cules, bancuri de origine rusească, da, venită pe filieră rusească, românească, pentru că și românii spuneau în perioada comunistă bancuri cu Radio Erevan, și evident pe filieră armenească. Iarăși, ce am eu de spus despre această carte? Este o carte în care, sau grație căreia, se râde. Dar nu se râde cu gura până la urechi, așa cum ne-am obișnuit să râdem în zilele noastre. Se râde cu, eu știu, cu gura într-o parte, se râde cu ochii, se râde mai ales cu mintea. Evident, în ultimă instanță, se râde cu inima. Toată lumea știe legenda care s-a creat în jurul, aura care s-a creat în jurul acestui Radio Erevan. Acum, eu m-am documentat și chiar aș vrea, atunci când îi va veni vremea să își țină micul discurs lui Arsen, să mă lămurească într-o privință. Am înțeles că Radio Armenia, da, emite din 1927, corect. 6-7. Bancurile cu Radio Erevan au început să circule prin anii 60, da? 60, da. Ele sunt o marcă a regimului comunist. Eu aș spune că sunt o marcă, puteau fi o marcă a oricărui regim totalitar. Sunt bancuri care au apărut cumva ca să persifleze regimul, ca să ajute la eliberarea tensiunii, a energiei, a suferinței în ultimă instanță. Ați văzut și astăzi când facem bășcălie, ne stă și nouă, da, în fire, parcă se mai duce din suferință, da, parcă ne mai ostoim așa din ce ne doare. Așa au apărut bancurile cu Radio Erevan. Acum, întrebarea mea este aceasta. Circulă la ora asta în comunitatea de pe internet o altă legendă, cum că bancurile acestea au fost inventate, create de americani, de CIA, da? Tocmai ca să persifleze URSS-ul, sistemul, și asta poate fi adevărat, da. Structura bancurilor cu Radio Erevan este una foarte simplă. Nu sunt bancurile românești, nu sunt snoavele noastre cu păcală și tândală. Știți, fiecare popor își are umorul lui specific. Aici bancul este pe o structură simplă, întrebare și răspuns. Și răspunsul, sigur, conține în el tot ceea ce trebuie să conțină. De la nota aceea, de la acel nucleu dur de înțelepciune și până la fâlfâitul din aripi care îți provoacă zâmbetul și de multe ori râsul. Radio Erevan la ora aceasta mai emite o emisiune care are în centru bancurile? Își mai permite să persifleze pe cineva? Nu. Și aici mă întorc chiar și la documentarea mea de pe internet. Citeam că în urmă cu 2-3 ani, și uite, ei pot spune la fel de bine ca tine, au plecat niște tineri ziariști de-ai noștri la Erevan cu diverse, mă rog, interese. Pentru că tot erau la Erevan, au zis să meargă să vadă și locul unde se găsește sediul, unde este sediul celebrului Radio Erevan. Și se pare, acolo, când au ajuns și când au încercat să-și fixeze o audiență la director, să discute, să facă un mic istoric documentat la fața locului, au fost întâmpinați nu cu rezervă, cu refuz. Au încercat să întrebe pe stradă, să întrebe pe armenii vechi, mai în vârstă. Unii știau de bancurile cu Radio Erevan, dar, surpriză, se fereau să vorbească, se fereau să-și amintească, se fereau să spună bancuri cu Radio Erevan. Tinerii, evident, ca orice tânăr căruia îi se taie legătura cu trecutul, nu știau, nici nu interesa să știe. Asta ar fi a doua întrebare pe care o să ți-o pun și o să mă... Deci prima are legătură cu CIA-ul american și a doua, cu ce se întâmplă cu bancurile despre și cu Radio Erevan la ora actuală în Armenia. În ce privește cea de-a doua carte, Limba armeană fără profesor, Arsen a gândit-o pentru comunitatea de armeni din România, deci pentru armenii născuți în România care vor să învețe limba armenească. Se pare că s-a bucurat de un succes neașteptat cartea aceasta, în sensul că la cele două festivaluri armenești, cel de la București și cel de la Brăila, de la Bacău, îmi cer iertare,
au cumpărat-o și românii. Au venit români, au participat, folclorul armenesc, erau români, da, da, și și-au dorit, și aici, de fapt, prietena noastră Greta, cred că a cumpărat cele mai multe cărți, care te învață să vorbești limba armeană fără profesor. Este și aici, și acum mă întorc la povestea de la început, deci bancurile sunt bancuri, țin de zona veselă, da, a lui Arsen, e, cartea aceasta ține de ochii lui nostalgici. Dacă o veți deschide, am înțeles că sunt 33 de lecții aici, vreo 5 cântece, 5 cântece, 3 anexe și ce ar mai fi? Ar mai fi ceva. Istoric. Și un mic istoric, da, al alfabetului armean. Dar dacă vă uitați peste alfabetul armean, eu am deschis la întâmplare, mie mi se pare ceva imposibil de învățat. Și fără profesor. Aici nu e un alfabet în sensul în care știm alfabetul. Mie mi se pare că sunt pictograme. Mi se pare că sunt opere de artă. Dar cu siguranță că dacă Arsen spune că se poate învăța limba armeană fără profesor, eu care țin foarte mult la el, la mintea lui, la judecata lui, îl cred pe cuvânt. Iată, deci, cu cine stăm de vorbă, iată care este ambientul din această după-amiază. Eu am să-l rog pe Arsen acum să spună ce crede de cuvință că trebuie să știți dumneavoastră cu privire la fiecare dintre cele două cărți, după care o să vă rugăm să adresați întrebări pertinente, inclusiv despre cum se simte el în România, cât de repede s-a adaptat, dacă vrea să se mai întoarcă în Armenia, cu siguranță că vrea, cu ce l-a îmbogățit și îl îmbogățește, simte că îl îmbogățește cultura română, în ce fel, eu știu, aripile lui de înger armean reușesc cumva să adune polen românesc. Am vorbit destul. Mulțumesc frumos, să-ți dau cuvântul. Bună ziua! Mai întâi îi mulțumesc, Denise, pentru o excelentă prezentare. Mulțumesc foarte mult! Și chiar ultimul lucru, dacă vreau să mă întorc în Armenia sau nu, vreau să spun chiar să încep cu un banc, chiar din carte, cu Radio Erevan, că întreabă un ascultător la Radio Erevan, spune, păi cum se întâmplă că voi toți armenii sunteți răspândiți în lume, ce, țara voastră, ce, e așa de mică? Și Radio Erevan răspunde, domnule, interpretați greșit, tot Mapamondul este țara noastră, Armenia e doar office-ul nostru, biroul nostru principal. Așa că Armenia oricum e cu noi, oriunde vom fi. Așa, și aș vrea, cred că să încep cu bancurile, cu Radio Erevan, cu această carte. Mai întâi spun de unde a fost această idee, de unde mi-a venit, cine mi-a dat ideea asta. Când am venit în România, într-adevăr am fost surprins în mod plăcut de unde românii știu despre Radio Erevan. Eram la doctorat atunci și colegii mei și profesorii mei, când aflau că sunt armean, îmi spuneau, ai auzit bancul ăla cu Radio Erevan? Și eram, voi de unde știți ce e cu Radio Erevan? Și îmi spuneau, cum, asta e copilăria noastră, asta e tinerețea noastră, cum să nu știm? Și așa profesorul meu și cu prietenii mei și cu profesorul meu când vorbeam, mi-au spus că ar fi bine să fie o culegere, ceva de genul acesta, unde să vedem, există vreo culegere unde să citim mai multe bancuri? Au trecut mai mulți ani, n-am uitat despre această propunere sau idee și iată că avem această carte, această culegere. Ce am făcut? Practic am luat aproape 800-1000 de bancuri. De fapt am căutat peste tot în sursele armenești, rusești și românești, oameni, internetul, peste tot unde se pot găsi bancuri. Am văzut, am vorbit cu foarte mulți care presupuneam că s-ar putea să știe multe bancuri și de la început nu știam câte bancuri o să las. Eu aveam idei 500, 600, 400, chiar nu știam. De ce am lăsat 300? Pentru că voiam să fie cele mai bune bancuri. Bineînțeles, ar suna mai bine 700 de bancuri, dar voiam să fie exact cele mai bune bancuri, ca să citiți aproape la fiecare banc și să râdeți. Și am lăsat multe bancuri politice, necenzurate, acum bineînțeles o să spunem și bancuri, și cum au fost create, apropo la prima întrebare.
De la început trebuie să spun că nu se știe categoric, deci nu se știe de unde au fost create aceste bancuri, sub nicio formă. Ideea, într-adevăr, pleacă din Armenia, ideea cu Erevanul, cu Radio Erevan. Se spune că bancurile au început așa să circule prin anii, la sfârșitul anilor 50 și începutul anilor 60, și exista în Armenia, de fapt în prefață găsiți, dar vă povestesc un pic așa. Exista o emisiune cu întrebări și răspunsuri și la care sunau și armenii din diaspora, adică armenii din Occident, din țările capitaliste. Și puneau întrebări libertine. Și astfel încât realizatorii de radio trebuia cumva să ocolească, să dea răspunsuri ambigue, așa evazive. Și de acolo pornește ideea. Legenda spune că la un moment dat un realizator de radio a spus următoarea frază, că în capitalism este exploatat omul de către om, în timp ce în socialism este invers. Se spune că a fost dat afară după ce am spus acest lucru. Și sunt foarte multe povești legate de realizatorii de radio care plecau în străinătate cu vreo treabă și când în aeroport aflau că sunt din Radio Erevan, tot aeroportul zbucnea în hohote de râs, că nimeni nu credea că exista așa ceva. Se spune că odată ci că a venit și poliția, că au crezut că ăsta face mișto, adică vrea să păcălească, vrea să... N-are cum să fie din radio armenesc, din Radio Erevan, pentru că în Germania, în țările occidentale, credeau că asta e un mit, pur și simplu nu există în realitate. Și au fost și în Moscova odată o întrunire a angajaților de radio și de televiziune. Și se spune că atunci când conducătorul ședinței a spus că acum va vorbi reprezentantul din Radio Erevan, din Radio Armenesc, toată sala pur și simplu a izbucnit în hohote de râs și vreo 5-6 minute nu puteau să înceapă ședința, nu putea să vorbească omul. Și spune că când s-au liniștit oamenii, el a început discursul. Și a spus, noi deseori suntem întrebați și după ce a spus asta, spune că a fost imposibil să mai continuăm ședința pentru că toată lumea pur și simplu nu mai putea să stea liniștită că a fost imposibil să continue. Așa că aceste bancuri unde au fost create nu se știe. Ideea a plecat din Armenia, dar unde au fost create sigur nu în Armenia. Când făceam culegere am vorbit cu un om care din 71 lucrează la Radio Erevan acolo și mi-a spus că crede-mă că da, noi știm ce se întâmplă în străinătate, dar în Armenia sigur n-a existat așa ceva, bancuri sau să fie create bancuri sau ceva, mai ales că când era comunism nici nu aveai cum să spui astfel de bancuri. La radio, era, mai ales la radio era imposibil să spui astfel de lucruri. Se spunea exact și din America, se spunea și de la KGB, că spunea unele bancuri și unii KGB-iști inventau în Europa, bineînțeles, mai ales în Occident. S-ar putea să fie că cum sunt create, adică ce arată aceste bancuri, mai ales alea politice, că nimeni nu vrea să rămână în URSS, toată lumea vrea să plece. Cum e un banc cu Yuri Gagarin, că întreabă un ascultător la Radio Erevan, spune, care au fost primele cuvinte ale lui Gagarin după ce s-a întors din spațiu? Și Radio Erevan răspunde că primele cuvinte ale lui Gagarin au fost, unde e porcul ăla care mi-a promis că ăsta e avionul pentru Paris? Și mai era un banc, spune, un duet sovietic? Și Radio Erevan răspunde, duetul sovietic este un quartet sovietic întors după o excursie în străinătate.
Că tot au rămas, nu s-au întors. Bancurile știți cum sunt. Marea parte sunt ori politice, ori necenzurate sau despre dragoste. Marea parte sunt și legate de alte subiecte, mă rog, așa, cotidiene, mă rog, mai multe. Cu politice aș vrea să mai spun încă un banc, două, o să mai citim după, că chiar primul banc din carte este de ce Uniunea Sovietică a hotărât să invadeze Afganistanul. Și Radio Erevan răspunde, au hotărât să înceapă alfabetic, cu AF și mai departe. Hai să vă spun eu unul acum din zona cealaltă pe care așa? L-am reținut. Întrebare, ascultător, se poate face dragoste cu fereastra deschisă? Radio Erevan răspunde, depinde de mărimea ferestrei, dar preferabil ar fi cu o femeie. Și un pic, într-adevăr, este greu că ai spus că la Erevan au întrebat a tine ce dacă se știu la sau asta, nu. Dacă... În Armenia, într-adevăr, se știe despre aceste bancuri, dar credeți-mă, nu atât de mult cum se vedem noi, în România, la... da, sub nicio formă. Acolo se numește Radio Armenesc, nu se numește Radio Erevan. Haica Can Radio, adică Radio Armenesc. Și în Rusia e la fel. În Rusia sunt foarte cunoscute tot Radio Armenesc. Așa cum e Radio Erevan, a fost răspândit în zona occidentală. Așa. Deci și... armenii, cu alte cuvinte, au creat o legendă. Legenda e vie, da? Dar ei nu sunt conștienți că au creat o legendă. Exact, dar nici nu știe dacă armenii au creat. Mă rog, exact, da, exact, da. Dar a plecat de la armeni, cum ar fi. Și de ce e un pic greu cu că de ce generația tânără nu prea știe despre aceste bancuri? Pentru că dacă vrei să înțelegi aceste bancuri, trebuie să știi contextul. Iar contextul îl pot ști doar cei care au învățat istoria, care știu cine a fost Brejnev, cine a fost Nixon, cine a fost Reagan și așa mai departe. De exemplu, cum e un banc, îmi sună un ascultător la Radio Erevan și spune, domnule, cine este mai frumos, Brejnev sau Nixon? Și Radio Erevan răspunde, bineînțeles dumneavoastră, tovarășe Brejnev. Da, și mai avem și multe, avem și bancuri, am lăsat și bancuri despre armeni, cum e despre coniacul faimos Ararat. Avem un banc frumos că întreabă unul la Radio Erevan, spune, domnule, nu înțeleg, cum de coniacul armenesc de 3 stele a luat locul întâi, premiul întâi la expoziția de la Paris, dar cel de 5 stele n-a luat niciun premiu. Cum se poate fi așa ceva? Radio Erevan răspunde, dragul nostru domn, nici noi nu înțelegem acest lucru, fiindcă ambele erau din același butoi. Da, avem mai multe despre armeni, cum e, unul sună la Radio Erevan, spune, care este cel mai bun popor? Și Radio Erevan răspunde, mulțumim pentru măguleală. Și mai revenim la bancuri politice și așa, mai ne ducem și spre alea cu dragoste, alea necenzurate. M-am lăsat mai multe bancuri, unul sună, de exemplu, spune, întreabă unul la Radio Erevan, spune, ce are femeia o dată pe lună care se termină, care se termină în 4-5 zile? Și Radio Erevan răspunde, salariul soțului. Să știți că când povestesc acest banc, când spun acest banc, aproape toate fetele spun, păi doar cam mult 4-5 zile pentru salariul soțului, e cam mult. Așa și mai e un banc preferat, e chiar necenzurat, dar îmi place foarte mult prezentarea cărții mele pe Facebook, am făcut-o chiar prin acest banc pe care o să-l spun acum. Întreabă unul la Radio Erevan, spune, este adevărat că pe ecranele Moscovei rulează filmul erotic Baba i-o dă soldatului sus? Și Radio Erevan răspunde, în principiu, da, însă nu este vorba de un film erotic, ci de un film eroic
care nu se numește Baba Iodă soldatului sus, ci Balada soldatului rus. Asta e cu Ivan Ivanoviș, cu Volga și cu bicicleta. Exact, e și bancul acesta. Excelent bancul ăsta. Mai e și aici bancul ăsta. E un banc cunoscut, foarte cunoscut, e, cred că și mulți români știu că întreabă la Radio Erevan, un ascultător spune, ce vă place mai mult, femeile sau coniacul? Și Radio Erevan răspunde, depinde de data producției. Da, am lăsat, într-adevăr, este o culegere din multiple surse, armenești, rusești și românești. Eu însumi am tradus foarte multe din armeană și din rusă. Și chiar mă bucur pentru acest fapt, pentru că foarte multe bancuri care circulau acolo nu circulau aici. Și multe bancuri, bineînțeles, care circulau aici nu circulau acolo. Bancuri despre Ceaușescu, despre mai mulți din România și nu circulau acolo. Și mai e încă un banc, că întreabă la Radio Erevan un ascultător, spune și boi se însoară, nu-i așa? Radio Erevan răspunde, da, domnule, nu mai boi. Așa. Și ce vreau să vă spun, pe coperta 4 vedeți clădirea cu Radio Erevan și Radio Armenia. Radio Armenia, da. De fapt. Aici, apropo, circula un mit, o legendă că se numește Radio Erevan, fiindcă au ales singura capitală din URSS, din Republicii din URSS, unde nu exista radio. Așa știu mulți, am înțeles, dar nu e adevărat, că radio într-adevăr exista. Exista din 26-7 și chiar m-am interesat foarte mult de unde pleacă ideea, dar v-am spus, e aproape greu. Da, aproape e greu să spunem de unde a plecat această idee. Și mai era un banc cu elvețienii, că întreabă la Radio Erevan, spune, de ce elvețienii nu au manele? Și Radio Erevan răspunde, pentru că nu au dușmani. Să moară dușmanii mei. Să moară dușmanii mei. Exact. E motiv, e motiv, e simbol. Da, și mai e un banc pe care l-am tradus chiar din armeană. Tatăl meu mi-a povestit și am tradus că știa el, spune, întreabă la Radio Erevan, am mai modificat un pic, și spune, întreabă la Radio Erevan, spune, ce fel de oameni sunt medicii? Radio Erevan răspunde, medicii sunt oameni inteligenți. Și întreabă ascultătorilor, bine, dar atunci ce fel de oameni sunt poeții? Și Radio Erevan spune, păi sunt oameni sensibili. Și întreabă, și ce fel de oameni sunt politicienii? Radio Erevan se gândește, și ei sunt oameni. Nu găsește niciun adjectiv bun. Și aș vrea să mai spun un banc despre armenii și georgienii, că existau două feluri de bancuri politice cu Radio Erevan, mare așa. Unul era cu RSS și SUA și celălalt era cu asta, competiția dintre cele trei țări transcaucaziene, Armenia, Georgia și Azerbaijan. Mereu a fost această competiție, dacă putem să spunem așa, și a fost un banc că întreabă la Radio Erevan, spune, care este cel mai frumos oraș din lume? Radio Erevan răspunde, bineînțeles, Erevan. Și ascultătorul continuă, spune, păi atunci câte bombe atomice, de câte bombe atomice avem nevoie ca să-l nimicim? Radio Erevan spune, păi și Baku e oraș frumos. Exact, Azerbaijan. Și mai era, asta vreau să citesc, e cam un pic lung, dar e foarte bun, cu armenii și cu georgienii, spune, Radio Tbilisi dezvăluie. Oamenii de știință georgieni au descoperit cabluri telefonice sub orașul Tbilisi la adâncimea de 500 de metri. Oamenii de știință au ajuns la concluzia că acum 5.000 de ani a existat o comunicare prin cablu în Georgia. E, după câteva zile, Radio Erevan anunță. Oamenii de știință armeni
nu au găsit cabluri telefonice sub orașul Yerevan. Oamenii de știință, însă, au ajuns la concluzia că acum 5.000 de ani armenii aveau telefoane mobile. Excelent! Cumva trebuie să-i depășim. Și e un banc genial, chiar pentru mine unul dintre cele mai bune, că un ascultător din Kiev întreabă la Radio Erevan, de fapt întreabă asta, Radio Erevan spune că un ascultător din Kiev ne întreabă dacă știm cum s-a sinucis poetul rus Maiakovski. Noi răspundem că nu știm, însă ultimele lui cuvinte au fost: nu trageți, tovarăș. Da. Și aș vrea să mai spun unul cu Brejnev, că întreabă un ascultător la Radio Erevan, spune: este adevărat că Brejnev colecționează bancurile cu și despre el? Radio Erevan răspunde: în principiu da, însă tovarășe, Brejnev îi colecționează și pe cei care spun aceste bancuri. Da, mai revenim, poate să vorbesc un pic despre limba armeană și ca să terminăm tot vesel, o să ne întoarcem un pic la bancuri și... Acum, pentru că am ajuns la limba armeană fără profesor, vreau să te întreb în cât timp și cât de greu ți-a fost să înveți limba română. Limba română? Da. Când am venit în România, știam că cel puțin 4 ani voi fi aici, pentru că era un an pregătitor și 3 ani de doctorat. Dar n-am stat să învăț doar într-un an la an pregătitor, am spus: nu, eu trebuie să termin cartea mai repede, și cred că în 2-3 luni am terminat toată gramatica acolo. Și române. Da. Și vorbeam, care a fost avantajul meu, că vorbeam toată ziua. Bineînțeles, la început cu mii de greșeli, apoi încet, încet, mai puține. Numai ziua, seara, nu? Mai ales seara. Vorbeam chiar cu toată lumea, cu prietenii, cu portarii căminului, deci cu cine puteam vorbeam, pentru că doar așa puteam să învăț, dar nu doar vorbind, ci și citind gramatica, pentru că dacă vrei să știi să vorbești cât se poate de corect, trebuie să citești, să știi gramatical cum se spun anumite lucruri în română. Și așa m-am învățat. Într-adevăr, simt lipsa, ori de câte ori fac greșeli sau ceva, asta se întâmplă din cauza faptului că eu n-am făcut școală aici. Practic, eu n-am citit literatura română foarte puțin. Ce am citit, e vorba de cărțile despre istorie, astea am citit foarte mult în română. Ceea ce se referă la doctoratul meu, așa, la școală, la literatură, simt această lipsă, dar încerc cât se poate să citesc, să aflu și eu despre literatura frumoasă a poporului român. Și cam asta pot să spun, cum am învățat. Într-adevăr, a fost un pic greu la început, pentru că sunt anumite, vă dați seama că sunt două limbi total diferite. Armeana este o familie separată în limbile indo-europene. Nu, la fel ca și română. Da, de la stânga la dreapta. La fel ca și română. Nu invers, nu ca arabă. Și a fost un pic greu la anumite lucruri. Vă spun ceva și poate dumneavoastră, ca vorbitori nativi, nu cred că vreodată v-ați gândit cum se conjugă verbele în română, pentru că asta știți din copilărie, așa ați învățat, și dacă vă întreb acum câte terminații sunt, așa, poate să vă aduceți aminte de la școală câte terminații sunt la verbe în română și așa mai departe. Dar pentru un străin, vă dați seama cât de greu e, că, de exemplu, dacă luăm verbele cu terminația a, care sunt foarte multe, aproape, cred că 30-40% e cu terminația a, sunt conjugarea întâia, exact, sunt două feluri în afară de verbele neregulate. Ori adaugi ez, ori e conjugarea zero, spunem, cum este a cânta, cânt, a dansa, dansez. Și așa mai departe. Nu vorbim despre verbele neregulate, că mai sunt acolo.
Și acum pentru străini este extraordinar de greu să-și aducă aminte unde trebuie să adauge ez și unde nu. Pentru că nu există nicio logică. Într-adevăr, există logică științifică. Dacă mergem mai așa istoric, găsim acolo de ce se adaugă ez, de ce. Dar pentru străini nu contează. Și practic nu există. Și când spunem a aștepta și a desena, un străin poate să întrebe de ce spun acolo eu desenez și nu spun eu așteptez. Sau de ce spun eu aștept și nu spun eu desen. Și așa mai sunt și cu verbele cu terminația i, cum avem a fugi, a munci, de ce e acolo muncesc și nu e fugesc, e eu fug, sau dacă e eu fug, de ce nu e eu munc. Și tu cum ai reușit să... Pe de rost, doar pe de rost și vorbind. Deci doar mental. Și doar vorbind, mental, da. Doar mental, pentru că atunci când vorbești mai mult, când folosești același verb de câteva ori, când cineva va spune greșit, imediat sari, tu sari. Poate să fii în România de 2 luni, dar cineva să spună eu așteptez și să sari cum? Nu se poate. Că tu deja știi, a intrat în mintea ta că acolo eu aștept, gata. Acum eu, de exemplu, când vorbesc cu unii străini așa, eu când aflu că, uite, a greșit, așa mi se întâmplă. Că nu mă gândesc, imediat sari cum? Nu se spune așa. Se spune așa pentru că așa mi-a intrat, gata. Și acum, ca să facem trecerea, cât de greu crezi tu că îi va fi unui român să învețe limba armeană fără profesor? Spun sincer, depinde și de capacitățile lui de a învăța o limbă străină. Pentru că cel care nu prea are capacitate să învețe limbi străine sau măcar să aibă dorință mare să învețe o limbă străină, s-ar putea să nu reușească. Dar cel care într-adevăr vrea să învețe, mai mult ca sigur poate, de ce spun acest lucru? Pentru că înainte să public această carte, eu am exersat acea metodă cu unii cursanți care habar n-aveau de limba armeană, nici măcar un cuvânt nu știau, astăzi noi ne scriem în armeană. Astăzi chiar și vorbim, un pic mai greu vorbește, bineînțeles că nu are practică. Într-adevăr, aici e. Această carte dă aproape totul în afară, mai puțin practica vorbirii, că n-ai unde. Asta, într-adevăr, trebuie... Trebuia un CD, să zicem. Da, dar trebuie oameni cu care să vorbești, pur și simplu. Exersat. Exact, exersat. Doar că, în comparație cu anii 50, 60, 70, 80, astăzi există internetul. Și astăzi, ca să-ți faci prieteni cu care să poți, vorbi, să vorbești, armeana e foarte ușor. Cum am făcut și eu, înainte să vin în România, un pic am încercat să văd ce limbă e, am găsit pe net, oameni așa, dar puțin, foarte puțin, dar hai că mă descurcam cât de cât, foarte puțin, bineînțeles. Și acest lucru chiar ajută. Internetul, știți cum e? Internetul poate și să dăuneze, depinde cum îl folosești. Depinde pentru ce folosești internetul. Și că dacă folosești pentru lucruri bune, într-adevăr e un lucru foarte bun. Și din acest punct de vedere, chiar dacă vreți să învățați, dacă generația tânără sau nu contează, oricine vrea să învețe, în secolul nostru chiar poate. Ce dă această carte? Această carte oferă aproape 90-95% din gramatica limbii armene. Eu, de unde mi-a venit această idee să fac? În 2013 chiar o fată din comunitate mi-a cerut ca să învăț armeană. Și eram, hai că văd, să mă gândesc cum să fac acest lucru. M-am gândit și așa a fost dezvoltată această idee, pentru că e una să știi limba ta maternă bine, chiar cât de bine se știe, alta să înveți pe cineva să vorbească, să știe acea limbă. Sunt două lucruri total diferite, credeți-mă. Total diferite. Dacă acum cineva vă spune, învățați-mă română, chiar s-ar putea să nu știți de unde să începeți, cu ce să începeți. Metodicii predării limbii. Exact, sau așa, dar eu nu aveam așa ceva, eu nu aveam nicio carte după care puteam să mă duc, cum ar fi, să iau ca bază, pentru că aproape toate cărțile erau pentru străini, nu erau fără profesor, erau pur și simplu gramatica cum se explică.
Eu nu voiam așa, eu voiam ca omul să citească și singur să înțeleagă tot ce trebuie. Și m-am străduit într-adevăr. Și va înțelege în 33 de lecții? Da, da, mai mult ca sigur, dar vă spun, dacă are dorință bună și citește prefața, că eu acolo dau indiciile, cum trebuie să facă, să termine prima lecție, cum să treacă la a doua și așa mai departe. Fac, care e avantajul că fac foarte multe comparații dintre cele două limbi. Cineva m-a întrebat, păi e foarte bine, hai să traducem în Transilvania armenică, hai să traducem și în maghiară acolo, pentru că am spus, e imposibil. Pentru că cartea asta e complet adaptată la română. Că asta dacă traduci în maghiară nu o să aibă sens. Metoda da, dar nu cartea în sine. Că n-ai cum, acolo maghiara are total altă structură, n-are genuri, în timp ce eu explic aici altfel, pentru că româna are și genuri și așa mai departe și fac comparații între cele două limbi. O întrebare atât. Așa? Ce are armeana și nu are româna? Foarte multe lucruri pe care le are armea și în română și invers. Nu știu, de exemplu, cazurile. Nu există în armeană. Ba da, există mai multe. Mai multe? Da. Noi nu avem vocativul, cum au românii, că la noi vocativul pur și simplu strigi numele. Da, da, da. Nu mai adaugi băiatule. Ule, da, nu da, mai aduci. Da, da. Strigi băiat. Băiat. Da, exact. Sau nu spui Mărie, sau nu știu. Pui direct numele. Și astfel nu avem vocativ. Ca un caz. Dar în loc de vocativ avem trei cazuri. Ablativ, instrumental și locativ. Dacă nu mă înșel, le avem și noi. Da. Nu? Le avem, în dar română nu e. Ablativul e în latină. În latină. În română nu e. În română nu e nici ablativ. Dacă permiteți o paranteză, Branislav Nușiș, care e un umorist sârb superb, spune așa, toate marile puteri au câte cinci cazuri. Mai noi, Serbia, un punct de țară, ne-am pomenit că avem 7 cazuri. Iată că avem și noi 7. Da. Și e ablativul, într-adevăr, acolo pare un pic greu. Cum să înveți că ce înseamnă ablativul, când îl folosești și așa mai departe, bineînțeles găsiți în carte. Sunt mai multe lucruri, știți că, uitați cu articolul hotărât, de exemplu, armeana, din câte știu eu, s-ar putea să greșesc, nu, dar din câte știu eu, e singura limbă la care la numele proprii se adaugă articol hotărât. Deci eu zic arsenul. Exact, adică la noi e ă. Se adaugă ă sau n. Dacă se termină în consoană, cuvântul, se adaugă ă. Arsenă. Arsenă. Dacă se termină în vocală, se adaugă n. De exemplu, avem nume Ani și va fi Anin. Anin. Da. Adică dacă spunem Arsen joacă, nu poate să fie Arsen. Arsenă. Arsenă. Și joacă Harume. Așa. Harume. 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 Avem și noi litere. Aspirate. Armeana, într-adevăr, este o limbă de consoane. Avem mai multe, foarte multe consoane și cred că una dintre cele mai grele părți pentru români e exact acest lucru. Că, uitați, în armeană, de exemplu, sunt două litere diferite, T și T. E, când spun românilor acest lucru, e aceeași literă, T și T, nu e? Păi spun nu. Uitați care, cum explic eu ca să înțeleagă, să prindă mai bine că nu e aceeași literă. Că în română nu există litera T, există doar T. Pentru că spui tată, nu spui tată, spui pentru, nu pentru. În schimb, în engleză există doar T, spui teacher, nu teacher. Și astfel, asta e diferența. În armeană sunt ambele litere. E și T separat și T separat. La fel avem și P și P. P, 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 P. Și așa avem mai multe așa. Și sunt aceste diferențe care sunt un pic grele pentru români, fiindcă în limbile europene parcă nu există acest lucru. Au persanii, parcă au așa diferențe. Mă rog, sunt câteva limbi care au, dar asta, de exemplu, acum am adus aminte cu nume proprii că se adaugă și la țări. Dacă spunem România este o țară frumoasă, România în armeană e Rumania, va fi Ruminian.
România ca, ca subiect. Că este genul feminin sau masculin. Nu, 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 noi nu avem, noi nu avem masculin și feminin. Nu, aveți? Nu există. Nu, nici, nu, nu. Neutru nici atât. Nici neutru. Nu aveți asta, genul. Asta o face mult mai ușoară limba. Da, că nu avem, nu avem deloc genuri și de aceea mulți, nu doar armeni, mulți străini care în limba lor maternă nu au genuri, creșesc în română de mai multe ori. De exemplu, fată, băiat, dacă ele există în realitatea noastră pipăibilă, la voi cum se spune? Fată, băiat, că genul... Nu, pur și simplu, fată și băiat. Aha. Dacă vrem să spunem că n-a venit el, a venit ea, așa? Spunem a venit fata. Aha, avem dacă nu se înțelege după context că e vorba de ea, spunem fata, spunem cuvântul, nu spunem ea sau el. Da, e interesant. Foarte interesant. Avem o terminație feminină, dar nu se folosește și atât de des. Și numele proprii pot fi și masculine și feminine? În ce nu? Sens? Arsen poate fi și nume de fată? Nu, nu, nu. Nu. Sunt două, trei nume. Sunt două, trei nume care sunt, pot fi și nume, mă rog, nume și la băieți și la fete, dar în mare parte nu. Și avem și cum se exprimă mai multe lucruri. Am vorbit de cazuri și, uitați, de exemplu, și trecutul. În română e mai ușor pentru că celălalt fel de trecut nu se folosește, se folosește doar în Oltenia. Uh-huh. Acolo folosesc mai mult făcuș și așa mai perfectul departe. Simplu. În timp ce în armeană, perfectul simplu, în timp ce în armeană există și de multe ori nu există mare diferență între ele, dar uneori chiar apare și trebuie să știi care îți folosești, ceea ce practic n-ai de unde să știi, trebuie să te obișnuiești care să alegi. Dintre ele. La viitor e același lucru. În română sunt două feluri răspândite. Mă rog, unul e literar, voi merge, vei merge așa, unul mai popular, dar tot se folosește mult, o să merg, o să mergi. Mai e am să merg. Anterior, mai e, asta e deja altceva. Altceva. Asta e deja viitorul anterior, da, da, da. Nu viitorul. Simt. Mai e și am să merg, ai să mergi, dar asta mai puțin. Nu se folosește atât de mult în România și noi avem două feluri, amândouă egale și așa că nu este atât de grea limba cât se pare, credeți-mă. Deci nu este, după prima lecție, am uitat să spun cel mai important lucru despre carte, alfabet, că e, o să ajung și acolo, că cartea, la mine, cum am făcut? Cartea este bazată, complet bazată pe transliterare. Adică, ce înseamnă acest lucru? Că începând din prima lecție, deja dumneavoastră învățați foarte multe lucruri. Metoda clasică spune așa, că înveți literele și apoi limba. La mine nu e așa, literele le înveți paralel, dar întâi înveți limba prin transliterare, la precizări, înainte de cele 33 de lecții, la precizări eu dau cum trebuie să fie citite literele. Ca să fie mult mai ușor să prindeți. Și vedeți că după prima lecție, deci după prima lecție deja, dumneavoastră... Trebuie să stin eu microfonul. Așa. Nu, 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 e bine. Da? Dumneavoastră deja trebuie să traduceți în armeană, de exemplu, noi vorbim armenește, tu înveți și citești, după prima lecție. Prima lecție... Cum se spune noi vorbim armenește? Meng, hosumeng, haieren. Asta o să știți dumneavoastră după prima lecție și prima lecție însemnând mai o pagină, două pagini. Așa de mult vom ști? Deci după două pagini, după două pagini dumneavoastră veți traduce la exerciții, veți traduce tu înveți și citești. Eu cânt și dansez, el vorbește, ei sunt bucuroși. Aceste lucruri le aveți în prima lecție deja. Și explic foarte... Sper acum, nu vreau să mă laud, dar am muncit, m-am străduit foarte mult ca să ajung la un punct unde orice cursant va prinde mult mai ușor. Și e o mare mândrie sau o onoare pentru mine, nu știu ce să spun, când văd că
cursanții vin și îmi spun că unii cei care au cumpărat cartea spun, băi, e excelent, am început, chiar dacă n-au ajuns încă la ultimele lecții, cred că mă vor înjura atunci, dar când ajung la ultimele lecții, că e deja cam greu, bineînțeles, dar cum începe, vă dați seama, deci după prima lecție deja aveți aceste lucruri și aveți și invers, traduceri, de aia e transliterea, de exemplu, trebuie să traduceți meng test nu meng, ce înseamnă noi vedem, asta o să traduceți după prima lecție deja. Și răspunsurile le aveți la sfârșitul cărții. Aveți toate răspunsurile. Și paralel dau literele, câte o literă, câte două litere, depinde de lecție, ca să vă obișnuiți și cu literele armenești. Și după cele 33 de lecții avem anexe, unde vorbesc despre mai multe diferențe și asemănări. Și în general, din viața cotidiană, cum e, de exemplu, cum când românul spune la ora 2 dimineața, când așa și când mie îmi spuneau, eu nu înțelegeam despre ce e vorba, pentru că în Armenia ora 2 n-are sub nicio formă, n-are cum să fie dimineața. La noi dimineața începe după ora 5-6 și până atunci e noapte, clar. Și aici, acum m-am obișnuit deja să spun și eu dacă e la ora 3 dimineața, la ora 2 dimineața, dar în Armenia dacă spuneți la ora 2 dimineața, lumea se va uita așa, că nu se va înțelege despre... Mă rog, o să-și dea seama după context că e vorba de noapte, dar în Armenia, ca și, dacă nu mă înșel, și în spațiu post-sovietic, așa la Ruj, așa, dimineața înseamnă după ora 5-6. Și practic noi când spunem dimineața, acel lucru înseamnă vreo jumate de oră. Asta înseamnă m-am trezit, m-am spălat, am luat micul dejun și gata. Cam asta înseamnă dimineața la noi, când spui că ai făcut ceva dimineața. Că dacă la ora 9 ai ieșit din casă, nu mai e dimineața. Aia e deja zi. Și diferențele interesante încep chiar din lucruri foarte simple, cum e, de exemplu, salutul. În armeană, salut sau bună e baref. Se spune baref. Noi mai avem o formă, spunem pentru dumneavoastră sau pentru mai mulți oameni, este cea mai răspândită formă, e baref zez. Motamo va fi bună vouă. Cam asta ar fi dacă traducem motamo. E, varianta asta nu există în România. În România, când saluți, depinde de ora, depinde la ce oră saluți, ca să spui bună dimineața, bună ziua, bună seara. În armeană tot avem bună dimineața, toate avem, dar avem cel mai răspândit, cea mai răspândită formă e barev zez, ceea ce nu se traduce în română, când practic nu există. Și în carte mai avem, am mai pus 5 cântece armenești, cu traducerile lor în română, dar n-am pus transliterat. Asta se presupune că parcurgeți toată cartea și după ce știți literele armenești, o să citiți atunci. Avem și traducerile cântecelor. Apoi avem și, am pus și scurt istoric al alfabetului armean. Alfabetul a fost creat în 405-406, deci nu încurcăm cu limba. Limba are câteva mii de ani, limba armeană. E vorba de alfabetul modern armenesc, care a fost inventat de Mesrop Maștoț în 405-406. Se spune că înainte am avut litere, au fost litere armenești, dar nu complete. N-a fost alfabet, zicem, finalizat. Și alfabetul are 39 de litere și înainte, asta e foarte interesant, e un lucru foarte interesant, că înainte literele armenești se foloseau ca cifre, ca numere. Și deci fiecare literă avea și exact, corespondent, corespondent matematic, exact, matematic. Și așa chiar se scriau. Până ziua de astăzi în bisericile armenești, chiar din România, peste tot sunt scrise așa. Anul construcției e prin literele armenești. Și asta doar noi putem să înțelegem. Noi nu mă refer la oameni simpli, cei care au cercetat, care știu.
Din păcate, la școală nu e ca și cum învățăm foarte mult despre aceste lucruri, dar este foarte interesant. Și de ce se spune că alfabetul armean are multe secrete în el? Pentru că au descoperit anumite lucruri, ceea ce e chiar e ceva foarte interesant. De exemplu, dacă luăm cuvântul voschi, voschi înseamnă aur. Și litera, în armeană există litera V, deci la început nu scriem V și O, punem direct o literă care înseamnă V. Deci V este a 29-a literă din alfabet, a 24-a literă din alfabet, S-ul e din a 29-a literă, C e a 15-a literă și I a 11-a literă. Și când adunăm V, S, C, I, se face 79. Și nu este întâmplător că în tabelul periodic al elementelor al lui Mendeleev din anul 1869, chiar aurul este al 79-lea element. Și așa sunt câteva elemente care se supun acestei logici. Întrebare, mă scuzați. Toți armenii sunt așa deștepți ca tine? Sunt și armeni mai puțin deștepți? Nu, eu am întâlnit numai armeni foarte deștepți, de asta întreb. Foarte deștepți. Există și armeni mai puțin deștepți? Acum, serios. Armeni deștepți. Mai puțin deștepți. Acum Radio Erevan răspunde toți armeni. Radio Erevan răspunde, mulțumesc, m-ați măgulit. Asta e... Eu promit că mă apuc să învăț și dacă reușesc să învăț după 33 de lecții, ies public și spun că ești un geniu. Wow. Pe cuvântul meu de onoare. După 33 de lecții, da. Așa, era și un bug. Geniu. Cum se spune? Geniu. Hanciar. Hanciar, han? Hanciar. Hanciar. Și... era și un punk, dar un pic invers, că întreabă la Radio Erevan, spune, există un armean prost? Și Radio Erevan răspunde, bine ați venit, sunteți primul. Cum să ne dați așa întrebare? Cum adică există armean prost? Vă felicităm, sunteți primul. Așa, și am pus și știți că religia joacă mare rol în Armenia, dacă pot să spun așa, și în păstrarea identității armenești, când nu aveam stat, biserica a fost cea care a păstrat multe lucruri și am considerat totuși important să pun chiar transliterat și rugăciunea Tatăl nostru. Așa că găsiți în carte și rugăciunea Tatăl nostru. Apropo, și am pus și alfabetul armenesc cu cifrele, cu fiecare literă, cu ce număr corespunde. Și chiar așa scriau, de la 1, care e A și numărul 1, până la ultima literă de atunci, C, care era numărul 9000. Și după 10.000 puneau un semn și continuau la fel. Puneau literele și era clar, așa scriau. E, alfabetul ăsta, cum am spus, perfect, sau cum au pus Mesrop Maștos, erau doar 36 de litere. Și după câteva secole au fost adăugate încă două litere, O și F, și apoi încă o literă, Iev, asta, mă rog, e altă poveste. Și avem aproape toate literele care sunt și în română, sunt, cred că, vreo două, trei care nu sunt, I-ul nu avem noi și mai sunt așa. În mare găsiți, mă rog, mai multe, cum să vă spun, multe lucruri un pic grele, cum am spus, diferențele între T și T, sau între H și H, care par tot cam la fel, H și H. Apropo, în arabă e și mai greu. Dacă vreți să spun... Arabă cum ai învățat? Foarte pe scurt. În arabă am învățat în Armenia, când învățam la relații internaționale. Acolo trebuia să învățăm trei limbi străine. Două erau rusă și engleză oricum. Și trebuia să alegem a treia limbă străină. Și eu am ales arabă, că îmi plăcea mult. Deci el la ora actuală știe armeană, română, rusă,
arabă și engleză. Păi am zis. Deci, da. Armeană, română, rusă, engleză, arabă. Da, am zis. Și în arabă e și mai greu, pentru că acolo sunt trei litere diferite, H, H și H. Și sunt trei litere diferite, din gât. H, 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 H și H. Acum, noi prindem aceste diferențe, pentru că noi avem H și H, și H-ul ăla vine din gât, înțelegem? Noi nu. Dar pentru europeni e extrem de greu. Când eu am învățat arabă în Armenia, apoi am învățat câteva luni și în Siria, înainte de război, în 2008, și când am venit în România, încet, încet am uitat complet, pentru că aici vorbeam toată ziua română, nu aveam cu cine să vorbesc araba și am uitat. A venit a doua facultate cu limbi străine, unde am ales arabă și rusă din punct de vedere filologic deja, și atunci am revenit mai mult așa și acolo am învățat mai mult așa, mai profund araba, mai multe reguli gramaticale și așa mai departe. Și acolo chiar vedeam acest lucru că pentru vorbitorii de română e un pic greu să simtă aceste diferențe între, de exemplu, H, H și H. Și e și logic. Pentru orice european e greu. Într-adevăr, sunt europeni care au învățat superb araba, mai ales profesorii mei, așa știu, excelent, dar pentru cei care tocmai învață, într-adevăr, este o provocare. Să continuăm cu bancurile, da, și să vedem dacă există exact din public intervenție apoi. Da, poate să spună și cine vrea. Apropo, un banc, am fost la o conferință acum câteva luni, la o conferință organizată de minoritatea evreiască și vorbeau despre contribuția minorităților la dezvoltarea României. De fapt, era mai mult despre contribuția evreilor și m-am uitat și pe mine și unde vorbeam eu despre contribuția armenilor. Și am povestit ce au făcut armenii în Moldova, cum au dezvoltat regiunea, așa. Și la sfârșit am spus că vreau să-mi închei discursul puțin non-academic, că recent am tipărit cartea 300 de bancuri cu Radio Erevan și având în vedere că în Moldova exista o mare concurență, competiție între negustorii armeni și evrei, dar și colaborare, când era necesar să fie și colaborare, exista și colaborare, chiar dacă am un banc despre armeni și evrei și sună așa, sună un ascultător, sună la Radio Erevan și întreabă cu ce se poate termina procesul între un armean și un evreu. Și Radio Erevan răspunde: judecătorul va primi 10 ani de pușcărie. Când am spus acest banc, când am spus întrebarea cu ce se poate termina procesul, toată lumea era așa că nu știa ce răspuns va fi între un armean și evreu și practic au colaborat atunci. Sunt bancuri politice, mai spunem câteva, cred că la încheiere, că întreabă unul la Radio Erevan, spune: se poate construi comunismul în Elveția? Și Radio Erevan răspunde: se poate, dar ar fi păcat. Ce rău ne-au făcut elvețienii. Asta a circulat încă de prin anii 70 la noi și eu știam. Da, cam toate erau de atunci și unele în Armenia, unele aici. Era și un bărbat întreabă, spune: se poate face dragoste într-o zi de doliu național? Și Radio Erevan răspunde: da, se poate, dar numai cu soția, ca să fie trist. Termenul socialism. Se poate construi socialismul în Elveția. Da. Era cam așa. Da, și mai e și asta, că un bărbat către Radio Erevan: de ce costă divorțul așa de mult? Și răspunsul: pentru că face toți banii. Poate fi violată o femeie? Răspunde: nu. Deoarece mai repede fuge o femeie cu poalele în cap decât un bărbat cu
pantaloni în vină. Da. E și dacă tot am vorbit și despre, mă rog, mai bine să nu spun bancul și apoi, că întreabă la Radio Erevan un ascultător, spune, este posibil ca o femeie să nască de 3 ori în același an calendaristic? Radio Erevan răspunde, nu, tovarășe Ceaușescu. Da, și mai e un banc cam, nu știu cine a creat acest banc, dar e necenzurat și urât, dar cred că o să râdem, că întreabă un ascultător la Radio Erevan, spune, cum se clasifică femeile? Și Radio Erevan răspunde, păi 10% mame, 10% doamne, 10% curve, iar restul de 70%, mamă, doamne, ce mai curve! Până și domnul Edi zâmbește. Mâna este așa. În câte categorii se fac? Doamnele sunt de trei feluri. Doamne, doamne, doamne și doamne ce mai doamne. Da. Asta e variantă, dar prima e cea care a spus. Ce facem în cazul unui bombardament atomic? Zice, ne încolonăm și pornim în ordine spre cimitir pentru a nu provoca panică. Și asta că spune, cum au fost vândute în România primele televizoare color? Și răspunsul e la negru. E subtil. Mai avem, mai spun, mai era unul bun, că un ascultător întreabă, spune, de ce chinezii au trimis un om în spațiu la 42 de ani de la zborul lui Gagarin? Și Radio Erevan răspunde, le-a luat cam mult până au găsit pe cineva dispus să zboare cu o rachetă cu inscripția Made in China. Da, și mai sunt și despre relații dintre bărbați și nu doar necenzurate, între bărbați și femeie, că spune un tânăr ascultător, întreabă la Radio Erevan, spune, ce e aia logodnă? Radio Erevan răspunde, un fel de arest preventiv înainte de a fi condamnat pe viață. Asta e și logodnă. Și îmi place un banc foarte mult, tot cu Brejnev și cu Stalin, că un ascultător întreabă, de ce Brejnev, vă aduceți aminte cum arăta, nu? Cu sprâncenele alea, că spune, de ce Brejnev are sprâncene așa de groase? Și Radio Erevan răspunde, domnule, alea nu sunt sprâncene, este mustața lui Stalin la un nivel mai înalt. Da, și mai spunem sau... Mai spunem și pregătiți-vă dacă aveți, da, întrebări. Da, și exact. Și când făceam cercetarea, mă rog, cercetarea, cum găseam asta, un actor armean din Rusia a povestit și am luat de la el, că întreabă la Radio Erevan, unul spune, se poate face dragoste pe stradă? Radio Erevan răspunde, se poate, dar e cam greu. Trecătorii vor deranja cu sfaturile lor. Da, și mai spunem despre cu un banc un pic mai lung, dar e bun. Unul sună la Radio Erevan și se răspunde. Aici, Radio Erevan, cu ce vă putem ajuta? Uite, domnule, de dimineață am ieșit să mă plimb prin parc. Dar ce doriți de la noi? Și cum mă plimbam așa, am luat-o pe o alee mai lăturalnică. Totuși, aveți să ne puneți o întrebare? Și când mă uit pe jos, văd un portofel. Domnule, era plin de bani, vreo 20.000 de dolari. O groază de bani, dar de ce ați sunat la noi? Când mă uit mai bine în portofel, văd că era și un act de identitate. Pe om îl chema Agop.
Deci vreți să-l faci, să vă ajutăm să-l găsiți pe domnul Agop. Nu, domnule, eu doar voiam să-i fac o dedicație. Și un banc foarte cunoscut este că întreabă cu cine se învecinează URSS-ul și răspunsul cu cine vrea. Vă felicit din toată inima și vă pun și eu o întrebare. Știți că avem și noi un radio? Radio Șanț. Și se spun foarte multe glume, foarte multe bârfe, dar și... Și unele umoristice de la Radio Erevan. Mi-aduc aminte că am fost odată mică fiind la Siliștea Gumești și acolo așa este, se stă pe șanț. Și de aici vine Radio Șanț. Și auzeam bancuri și am venit și mă certam, mămica, și tăticul că am adus. Deci vă felicit încă o dată și vă mulțumesc. Domnule Arsen, a fost o revelație pentru mine, mai ales că vroiam să vă adresez întrebarea dacă vă este cunoscută printre atâtea limbi și limba rusă. Denisa deja m-a lămurit, am înțeles că o știți bine. Da. Ocin? Ocin. Ocin. Možno, mă говорим вместе? Конечно. Конечно. Когда я был студент в факультете, слушал следующий банк. Один полковник, vorbim pentru prima oară, nu l-am cunoscut nici de 5 minute. Eu îi spun în limba rusă, dumnealui traduce ca semn că a înțeles. Один полковник сказал солдат. Когда я закричаю вперед, вы идете за мной. Переведите. Сейчас переведите? Да. Ну, скорее всего, лучше было... Колонелу ля спус солдат. Да, мцелес, когда я стриг... Я стриг. După мине... Вперед. Вперед, înainte, veniți după mine. Exact. Și pornim la atac. De два солдата, ничего. Doi soldați n-au reacționat, adică? Nu, nu. Sta astalța. Au rămas? Au rămas pe loc. Polkovnik. Что вы? Ce e cu voi? Așa. Товарищ полковник. Товарищ полковник. Вы закричали орлы за мной. Орлы? Орлы. Vulturi, значит. А, орлы. Орлы. А, vulturi. Да, vulti, да. Да, да, орел. Да. Орлы за мной. Vulturi după mine. După mine. А мы не орлы. Dar noi? A, dai, noi nu suntem... Aici un joc de cuvinte. În limba rusă, în limba rusă lev înseamnă leu, arlă înseamnă orlița vultur. Arlă e plural. Și atunci el a spus, amânia arlă, mâlvă. Noi nu suntem vulturi, suntem lei. Așa. Ia, Lev Abramovici. Eu sunt Lev Abramovici. A on Lev Isidorovici. Nu e Lev Isidorovici. No. Acum, lăsând glumea deoparte, toate felicitările vi se cuvint, pazdravleu. Mulțumesc. Vreau să vă spun că vreme de mai bine de o jumătate de oră, trei sferturi de oră, dacă aș fi lipsit de la întâlnirea asta, aș fi rămas mult mai sărac. Ați prezentat totul atât de frumos, plus că nu știu cum să vă spun, depășiți în ceea ce privește puterea de explicare și felul în care stăpâniți limba română și vă spun în cunoștință de cauză, am predat limba română și istoria, dar nu numai atât, sunt îndrăgostit de aceste obiecte de studiu și vreau să vă spun că o prezentați cu nonșalanța unui specialist. Am vrut să vă întreb ce temă v-ați ales pentru doctorat. Comunitatea armeană în România. Păstrând moștenirea... Și eu, după 60 de ani de la terminarea Liceului Brătian, unde am fost coleg cu Emil Constantinescu, cu doctorul Dulcan și cu alte nume sonoră, am avut un coleg de clasă, Andrei, Răzvan Gheorghiu, care abia după 60 de ani am aflat că se numește și Andrei și a cărui mama a fost armeancă, dar în decursul anilor de licență și după aceea nici măcar o vorbă. În schimb, când mă duc în Ținutul Tăcerii sau Tărâmul Tăcerii, cum e denumit Cimitirul Sfântul Gheorghe, văd pe cruce Drabineac Drabinian sau, dacă aș fi putut să văd, Arsen Arsenian
sau mai știu eu ce, nume de evrei, iar cimitirul evreiesc, unde este înmormântat și prietenul nostru, care este ginerele unui mare profesor de matematică de la liceu, este vorba de ginerele domnului profesor Minasian, în persoana profesorului de engleză și a cărui fică Nazel a fost soția sa. Vreau să vă spun că între comunitatea armeană și comunitatea și poporul român există prietenii vechi și sunt de secole, iar biserica armeană de aici este într-o frăție rar întâlnită cu biserica ortodoxă română, este chiar aproape la 100-200 de metri de centrul nostru, sigur că da, iar preoții armeni cunosc la perfecție și limba armeană și limba română și nu de puține ori ne-am întâlnit și în cuprinsul bisericii și la cornul vânătorului și în alte părți. Aveți privilegiul rar de a-mi stârni curiozitatea să studiez și eu limba armeană fără profesor. Da. Și mai vreau să vă mai spun că întrebarea care v-a pus-o Denisa n-a fost întâmplătoare și ați ricanat cu o anecdotă foarte bună când întrebea vreunul dacă există armean prost. Glumă-i glumă. Treaba se... mai puțin dește. Bun. Și a zis, sunteți primul, vă felicităm. Da, bună, bună de tot. Ce vreau să vă spun este că din punct de vedere lingvistic ați depășit, sunteți deasupra tuturor. Am avut privilegiu să primim studenți din anul, din 25 de țări la anul pregătitor sus în strada Gheorghe Doja. Mi-aduc aminte și acum unul dintre ei se numea Halil, era într-o țară arabă. Prin anii 69-70 am făcut o excursie la arcul nostru, la barajul Vidraru. Și ăsta avea un Opel superb și era să-l lovească un camion. Și ăsta iese în fața șoferului și zice, măi, ție nu te doare sufletul de mașină? Și când a spus că ați învățat gramatica, noi râdeam toți și Halil întreba, de ce râdeți? Păi nu se spune ție nu te doare, pe tine nu te doare. E bine, noastră stăpâniți mai bine decât un român autentic discurs. Păi are doctoratul doar. Păi ce se mai... Mulțumesc din suflet. Da, mulțumim frumos. În primul rând, vă felicit foarte mult. Deci ați făcut un gest extraordinar de deosebit. Vreau să vă spun că am fost de 3 ori la Erevan, în Armenia. Am văzut și Baku, am văzut și Tbilisi, cum spuneți, Tbilisi a zis, pronunțat. Tbilisi. Nu? Tbilisi, nu? La noi mai dur așa. Tbilisi, da. Ce m-a frapat cel mai mult? Ospitalitatea. Foarte mulți din Erevan vorbeau limba română. M-am întâlnit cu ei. De unde sunteți plecați? Din București, din Constanța. O parte poate erau și de la Pitești, nu știam eu. În primul rând, am vizitat o serie de obiective care erau impuse atunci de guvernul sovietic. Știți că Armenia era sub oblăduirea Imperiului Sovietic. Ne-a dus, în primul rând, la granița cu Turcia, unde se desparte Araratul mic de Araratul mare, locul unde s-a oprit corabia lui Noe. Să știi, în religie. Ne-a explicat că religia română cu religia armeană se înfrățește. Catolicosul, șeful bisericii din Erevan, e școlit cu doctorat în România ca domnul Arsen, să știți. Și un om foarte inteligent și l-a lăudat. Altă idee. Când ați fost? Mai demult. Mai demult puțin. Catolicosul de atunci a fost născut și crescut aici. Da. Și de aici a plecat. Da. Și, deci, eu sunt invers. Da. Eu am crescut și... M-am născut, am crescut acolo. Nu știam ce v-a determinat să veniți în România. Putea să alegeți Turcia, putea să alegeți Moscova, putea să alegeți Londra, putea să alegeți Parisul, dar cred că simpatia pentru poporul român și, cum spunea domnul profesor Ghițescu, ne leagă de secole. După aia ne-am dus, am vizitat o cramă care era sub pământ. Ne-a dat la degustare de vinul soiului de viță de vii care nu se găsesc nicăieri în lume, decât numai în Armenia. Pentru că via aceasta este, cum să spun, obișnuită să crească numai în deșert, pe nisip. Soiurile noastre nu s-ar adapta. Ca să închei, ne-a dus și la Radio Erevan. Noi am cerut, domnule, du-ne la Radio Erevan. Dacă nu ne duce acolo, degeaba am venit în Armenia. Ne-a dus la Radio Erevan, bineînțeles, era ora 10 dimineața. Și ce credeți? Erau copaci întregi în față la Radio Erevan,
cu becuri care luminau des la ochii. Și el întreabă, domnule, dar de ce luminează becuri la Radio Revan? Păi zice, să lumineze întunericul comunismului dinăuntru. Vă mulțumesc pentru...